Record de vânzări în ziua cu cele mai mari reduceri. Românii s-au înghesuit de la primele ore ale dimineții să cumpere electronice și electrocasnice. Colegul meu, Alex Vădescu, reporter al secției economic, a strâns toate datele. Alex, cum arată bilanțul? Bună ziua, Cătălina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Oamenii au cumpărat de toate, din toate produsele, de la alimente, haine, până la gadgeturi, telefoane, electrocasnice sau s-a ajuns chiar și la teste pentru coronavirus. Dar hai să vedem cum arată datele. Iată, s-au înregistrat 430.830 de tranzacții până la această oră. Cu plata printr-un singur click au fost 280.000 de tranzacții, în creștere cu 62% față de 2020. Mai departe, minutul de aur nu s-a schimbat față de azi dimineața, a rămas tot la ora 8 atunci când se înregistrau 3.563 de tranzacții în același timp. De asemenea, ne uităm pentru că anul acesta avem o diferență față de celelalte ediții de Black Friday. Ei bine, străinii au cumpărat la greu din România, 36.225 de tranzacții au venit din afara țării, dar s-au făcut aici, în România, online, în creștere cu 43% față de 2020. Și iată, cele mai multe au venit din Marea Britanie, Ungaria, Ucraina, mă iertați, și Statele Unite ale Americii. Vedem și topul celor 3 tranzacții până la ora 15. Cea mai mare comandă, în valoare de 88.971 de lei, a venit în domeniul IT, dar tot în domeniul IT mai avem una în valoare de 57.000 de lei. Mai departe, hai să vedem cum arată datele și pentru cel mai mare retailer online din România. Până la această oră a vândut produse în valoare totală de 472 de milioane de lei. Asta înseamnă că avem o medie de 1.129 de lei pentru fiecare client. S-au vândut produse în valoare totală de peste 1.500.000. Fiecare client a luat undeva la o medie de 3,8 produse. Important că au fost 418.000 de clienți. Majoritatea plăților, așa cum vedem, au fost făcute cu cardul, 57%. Cei care au cumpărat cel mai mult online au făcut-o de pe telefonul mobil, peste 80% din vizite, și minutul în care au fost cei mai mulți utilizatori în același timp pe site-ul celui mai mare retailer online din țara noastră, iată, 423.000 de oameni în același timp voiau să cumpere. Număr de pagini vizualizate, peste 172 de milioane. Evident, cei mai mulți au ales ca produsele să fie ridicate prin curier, 50%. Alex Vădescu, îți mulțumesc pentru aceste informații.